Acest program conține plasare de produse. Partener general, satul German. Te salută Vocea Basarabiei. Bun găsit în Ziua Internațională a Soarelui, sursa de lumină, căldură și viață pe planetă. Un prilej de a medita asupra problemei energiei solare pe care deocamdată nu am învățat să o aplicăm în plină forță. Ziua Mondială a Libertății Presei, marcată astăzi, ne amintește că democrația nu este posibilă dacă libertatea de exprimare și libertatea presei sunt supuse unor restricții care nu respectă standardele drepturilor omului. Și gunoiul electronic, mesaje, link-uri care vin la poșta electronică sau pe pagina personală pe care îl numim spam, poate avea o zi de nașterea sa, e astăzi. Se consideră că spamul pornește de la compania DEC, care în această zi a anului 1978 a expediat 400 de scrisori spam clienților săi. În felul acesta, compania își promova noul său produs, minicomputerele. De altfel, atenție, experții susțin că în prezent 85% dintre mesajele electronice reprezintă spam sau mai mult decât gunoi adevărat. Fără gunoi de orice fel, fără de lucruri inutile, asta ar fi ideea pentru care optăm. Peste toate, suntem în Vinerea Mare astăzi sau Vinerea Patimilor, Vinerea Neagră sau Vinerea Seacă. Este ziua care ne apropie și mai mult de culminarea acestei perioade de post, Sfintele Sărbători ale Învierii. Acestei zile se mai spune Vinerea Patimilor, pentru că în această zi Hristos a fost răstignit, a pătimit, a murit pe cruce pentru răscumpărarea neamului omenesc de sub jugul păcatului strămoșesc. În aceste zile venim la Iisus cu mesaje speciale. Ne amintesc de ele membrii formației folclorice Romanița de la Centrul de Excelență în Medicină Raisa Pacalo din Chișinău. Yeah.
Numele lui este deja istorie, pentru că dumnealui a făcut istorie în domeniul teatrului liric de la noi și nu doar de la noi. Legendarul tenor, lirico-dramatic, profesorul universitar, artistul poporului, laureatul premiilor de stat și a mai multor premii, de fapt, cavalerul Ordinului Republicii, și am zis doar câteva dintre distincțiile cele mai mari ale dumnealui. Generația mai tânără și-l amintește în rol de jurat la concursul Moldova Are Talent, care s-a produs prin 2013, dacă nu mă înșală memoria, dar până atunci au fost sute, dacă nu chiar mii de roluri pe scena operei, unde a activat din 1971. A fost stagier la Teatrul La Scala de Milano, a avut un stagiu fantastic, l-a cunoscut inclusiv pe Luciano Pavarotti. Țin în mâini cartea Tainele maestrului Mihail Muntean, semnată de autoarea Aurelia Pânzar, care reprezintă, vorba autoarei, o fantastică călătorie în lumea maestrului Mihail Muntean, 6 popasuri în minunata lumea marelui tenor. Știu că voi nu sunt sincere, cum e când mi contraste, cum e când mi deciste, voi appena sola te, e tremano mi geraste, una mano un compa cuore, non si sguarda prima amore, ma tu stai sguardando a me. Această carte a apărut de curând și am vrut să, până se face lansarea oficială în oraș, să o lansăm aici la Vocea Basarabiei. Este adevărat, sunt un profitor, am profitat de faptul că îl cunosc personal pe maestrul Munteanu. Suntem într-o relație de prietenie foarte frumoasă de câțiva ani buni, după ce am alergat prin Baku căutând locul unde a fost turnată scena cu Ciort Pabiri din filmul Mâna cu Briliante, cu Diamante. Maestre, bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Întâlnirea cu tine întotdeauna, poate să spun cu tine, da, chiar, este chiar întotdeauna fantastică, pentru că ai tu așa o trăsătură că știe a încărca bateriile. Dar nu asta oare, nu acesta oare e scopul unui moderator, unui jurnalist care discute cu cineva? Eu cred că e mai scopul este omul și pe urmă profesia. Absolut. Dacă este omul, este și profesia. Întotdeauna trebuie să ridici mingea la coș interlocutorului tău, să-l arăți în toată splendoarea, în toată sclipirea lui. Pentru că, de fapt, pe omul, pe invitatul meu îl aduc în fața publicului, nu pe mine. Că eu apar în fiecare zi aici. Da, dar totuși e bine când... Eu ți-am spus că pentru mine... Foarte important, nu știu de ce, mai mult îmi plac întrebările decât răspunsurile. Și eu de acum, de atâtea ori am povestit biografia, viața mea, că eu de acum am început să mă cunosc mai profund. Nu, de acum ai început să pui la îndoială unele lucruri, da, poate nu sunt. Eu am zis despre asta, dar asta chiar a fost? Au trecut mulți ani, dragă. Nu, dragi prieteni, trebuie neapărat... Ea este prin librării cartea? O să fie, de gravă. Trebuie să căutați neapărat această carte, să o aveți în biblioteca personală.
Este, de fapt, un lung interviu cu maestrul. Pe aici, Colea, sunt inserate și anumite reflecții despre maestru din partea unor personalități, precum Nicolae Sulac, precum Grigore Vieru, precum Victor Ciutac, profesorul meu, Mihai Ciobanu și alții. Deci, pe lângă aceste Zurab Todu, uite, nu-l cunosc, dar o să ne spune maestru Munteanu cine. Iată un lung interviu cu întrebări curioase, cu întrebări care țin de biografia maestrului și de unele lucruri mai puțin cunoscute. În plus, sunt mai multe fotografii foarte elocvente, cu fragmente din spectacole, din roluri, fotografii de familie. Iată ce fotografie frumoasă aici. Aceasta știți cine e? Arătați-o, vă rog, mai... Aceasta este fonograma vie a maestrului Mihail Muntean. El, când îl întreb unii fonograma, zice, ia câte e fonograma. Madame Galina, soția dumnealui, muza de o viață și consoarta și dragostea cea mare și singura și unica și irepetabilă doamna Galina, care este concertmaestru și care îl acompaniază la pian. Aici este unul dintre elevii săi, Metodii Bujor. Da, Metodii Bujor, care a fost și în studioul nostru și care a vorbit foarte inspirat despre lecțiile pe care le-am însușit de la maestru. Eu o să dau citire unui fragment, pentru că suntem exact în perioada aceasta și este foarte semnificativ să vorbesc despre asta. La întrebarea care este cea mai dragă sărbătoare, invitatul meu, eroul acestei cărți, răspunde: Paștele, sărbătoarea cea mare. Eram îmbrăcați în haine noi și mai ales obligatoriu în pantofi noi. Biserica de la noi e la marginea satului. Domnul Munteanu este născut la Criva, în nordul Republicii. Deci biserica de la noi e la marginea satului, vreo 3 km de centru, la ieșirea spre Ucraina. Eu ajungeam până la biserică în pantofi, iar la întoarcere veneam desculți, cu ei în mână. Încălțările nu erau așa de comode pe atunci, trebuia să te obișnuiești cu pantofii. În schimb, acea cântare de la înviere, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, o cântam cu toții cu atâta drag. Am cântat mult timp și în corul bisericii, duminică și de sărbători. Cobzar bătrân ceva, să-mi cânt ce știi mai bine, căci vin ți-o-i da și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Căci vin ți-o-i da și bani ți-o-i da și haina de pe mine. Cânti cobzar bătrân ceva, să-mi cânti și din chitare, căci se va isprăvi cândva o viață atât de amară. Lăsați-mă lângă păhar, de viață nici nu-mi pasă, căci sunt copil al nimănui
și n-am nici bani, nici casă, că sunt copil al nimănui și n-am nici bani, nici casă. Paștele. Da, suntem în ajunul Paștelor și era o sărbătoare, dar este o sărbătoare pentru toată lumea, cred eu, o sărbătoare absolut divină, pentru că învierea Domnului și întotdeauna ne întoarcem tot mai des cu, să zicem, cu sufletul la această sărbătoare și ea e în noi, dar desigur când eram copii așteptam această sărbătoare nespus de mult. În primul rând, pantofi, sandalete, pantofi noi, totul era noi. Primul costum, țin minte, mi-a cusut mama dintr-o gimnastiorcă militară. Nu era nimic atunci. Păi era anul... Da, dar cel mai frumos erau nasturi ăștia de betal, așa. Aha. Și desigur că mai ales că ouăle roșii și erau scrânciu, întotdeauna ne duceam. Era o sărbătoare de vis. Și întotdeauna cântam, e bine, în corul bisericii tata cânta. Eu mai așa, mai el știa toate obiceiurile de biserică. Cântările. Da. Dar era, ai dreptate, biserica e la marginea satului, la noi, la Criva, următorul sat e Mămăliga, adică aproape, mai aproape de Mămăliga decât din centrul satului de la noi. Mămăliga deja este sat în Ucraina. Ucrainean, da. Acum e vama la Criva. Da. Eu mi-am amintesc că vorbiți despre copilărie, despre pantofi și eu aveam această obsesie a pantofilor noi. Și eu mai aveam obsesia mănușilor de Crăciun. Pentru că mama ne cumpăra mănuși. Ne cumpăra 6 perechi. Pentru luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă și duminică le luam din nou. Și la un moment dat, pe sobă, eu eram cu fratele meu, geamă, se uscau 10 perechi de mănuși. Pentru că erau și ale mele și ale lui fratele meu, erau mănuși de-astea cu un deget. Da. Băicuță. Dar pantofii, am avut mult timp oroare de culoarea roșie, pentru că tata, eu îi spuneam papa, ne-a cumpărat de Paști, într-un an, sandalete roșii. Și am urlat 4 zile. Și nu vroiam să le încalț, pentru că erau fetești. Pentru fete. Că la noi numai fetele purtau roșu. Băieții nu purtau roșu. Băieții purtau cafeniu sau negru. A, că astea sunt pentru fete. A, voi nu vreți. Să le tai cu toporul pe trunchi, știi? Ce o să vă duceți de sculți la școală? Și le-a ascuns. Mama le-a luat deoparte și n-aveam în ce ne încălța. Și ne-am încălțat. Și aveam oroare de culoarea roșie. Mult timp când mi-amintem sandaletele astea roșii. Maestri, când zicem, cât de des mergeți la Criva astăzi? Mai rar, pentru că la Criva nu mai este nimeni. Nu de mult am fost că am avut o sărbătoare înainte de anul nou. Gimnaziul din sat le-au trăsnit lor prin cap și au dat numele Mihai Munteanu. Și m-am dus frumos. Cu... Da. Fain. Asta vă obligă? Și m-am dus cu cadouri, cu... Cel mai mare, mai frumos era că am cumpărat câteva lăzi de... cadouri de astea de anul nou, știi? Căsuțe de astea cu bomboane. Da. Și să fi văzut cum ei așteptau și luau fiecare, la fiecare eu le dam, la fiecare erau... Au primit-o și a fost o zi extraordinară. Adică mi-am adus aminte de copilărie, mi-am adus aminte de... Eu am învățat în școala asta, e acum e gimnaziu, dar...
trece toată istoria, pentru că de acolo s-a început totul, știi? Cărarea de la școală, toate bancurile, drumurile, da, și toate bătagurile sau... Da, și de acolo s-a început totul. Imașurile. Asta tu vorbești de pantofi, dar noi, probabil și tu erai, noi îmblam mai ușor, îmblam de sculți, mai ales când se încălzea. Nu, că și eu umblam de sculți fără multă strofoleală. Mai ales dacă mai făceam ceva urât, apoi puteam rămâne și fără pantaloni, că părinții știau cum să ne pedepsească. Nu ne băteau, ne luau ceea ce ne plăcea mai mult, ne lipseau de ceea ce place. Vezi, uite, eu nu știu dacă este, eu n-am citit cartea asta. Zeu? Dar vreau să spun că... Dar poate scris neadevăruri aici. Nu, cred că adevăruri. Tatăl meu a fost un om foarte interesant. Tu vorbești de pedeapsă, de șotii. Noi șotii le făceam pe toate. Și pe tatăl, când l-au chemat odată la școală, când noi am făcut acolo, am adunat nuci de castan și le-am aruncat în sobă. Și când au început să crape, a pocneau și a sărit toate cărbunele cele ieftine. Și un fumă era că nu s-a mai putut face lecții. Și când l-a chemat pe tata la școală, el m-a așezat așa și zice, întotdeauna a vorbit cu mine așa, zice, bă, uite care e problema, eu am serviciul meu, tu ai serviciul tău, asta e școala. Și hai să ne înțelegem cu tine odată pentru totdeauna. Pe mine să nu mă chemi la serviciul tău și pe tine nu, să te chemi la serviciul meu. Asta a fost toată... Desigur că el se întâlnea cu învățătorul. Pe urmă, învățătorul se dădea de gol. Bă, eu am vorbit cu tatăl tău. Dar a fost o perioadă de viață foarte faină, știi? De acolo s-a început toată arta asta care, fără să-mi dau seama, m-am consacrat. Pentru că eu... Cum a încolțit dragostea asta pentru teatrul liric, pentru operă? Că nu se mai gândea lumea atunci la operă, în perioada aceea. Andreeș, chestia e că tatăl meu foarte bine cânta. Ați spus despre asta și în carte. Eu n-am avut așa voci ca tata. Era tenor și el? Era tenor, dar tenor așa mare, dramatic. Și dar mie îmi plăcea să cânt. Eu cântam la toate sărbătorile, la și era sunt niște lucruri istorice. Îți poți da seama că la în clasa a 8-a, a 9-a și a 10-a am învățat la Drepcăuț, în satul vecin. Uh-huh. Și la Drepcăuț, la Casa de Cultură, conducător artistic la Casa de Cultură era Dumitru Blajinu. Marele violonist care a făcut folclorul. Și el cânta la acordeon și eu cântam cu comulgătoare, cântam cântece populare. Voce. Da. Și comulgătoarea? Cu doiarcă, cum spuneau atunci. Cu doiarcă, da. Și vezi că eu am venit la Chișinău, după ce am terminat școala, am venit cu gânduri foarte serioase, adică să mă ocup de... Eu învățam bine la școală și am venit să intru la universitate, să fac... Nu mai spun la ce, pentru că de acum a intrat în istorie chestia asta. Și... Amintiți-ne... Prietenul meu, marele profesor care... a decedat de acum de mulți ani, Victor Isaac, ei învață acum pe manualele lui. Uh-huh. Era prietenul meu de școală și el a fost decan la chimie și noi ne-am dus amândoi la chimie. Adică eu mă duceam, dar eu m-am oprit la Chișinău la niște cunoscuți și ei locuiau în spatele conservatorului. Conservatorul era pe
strada, acum e Cogălnicianu, unde e școala Rachmaninov, școala de muzică. Acolo era conservatorul. Dar ei locuiau pe Bernardații, care era atunci Cuznecină. Și se auzea de acolo că era, bine, era vara. Se auzea cântări și fluire și chestii. Și prietenul părinților mei zice, băi, Moș Vasile, un om foarte deștept, du-te bă și încearcă, deci tu așa de frumos cânți, nu bine, frumos, știi cum sună? Da. Și dacă nu te duci aici, te duci la universitate, că la universitate examenele de admitere mai târziu. Da, și mai departe, uite aici se trebuie. Da, uite, da, și m-am dus acolo și a fost o istorie foarte, adică cu peripeții, că era duminică, de acum mâine se începeau examenele și nu vreau să-mi primească actele și... Soarta e foarte interesantă. Eu era tot una, știi? Și stăteam în coridor, mă uitam ei, la... Nu cred că era chiar tot una. Nu, nu. Nu, serios. Pentru că mă duceam la... Eu am venit să învăț... Adică eu vă vedeați chimist. La universitate. Și mă uitam la portretele compozitorilor. Prima dată în conservator am intrat, știi? Și se apropie un profesor de mine, de Șramco, Grigori Șramco, el era profesor de oboi. Ce a trebuit lui să mă întrebe el pe mine? Ce faci, băi, aici? Eu cu geantă de fanieră, în pantaloni lui tata, zic, uite, am vrut să dau actele și mi-au spus că e târziu, am să vin la anul. El zice, hai cu mine. Și mă duce la rector. Și rectorul, dar eu aveam toate diplomele de la Lipcan, de la Cernăuz, de la Nouă-Suliță, de zona aceea, da? Da. Participam de la festivaluri, acolo erau, se făceau foarte multe festivaluri și concerte și aveam, pentru că mi-a spus cineva, băi, zici, când intri la orice instituție, se ia în considerație, da. Se ia în considerație activitatea în afară de. Și rectorul, un om foarte inteligent, Povzun era, el era clarinetist. Și el desface tot rulonul acela de... Diplome? De diplome și se uită, bă, și face așa, și le învălătucește înapoi și scrie chiar pe ele. Priniați. Și mă trimite înapoi. Așa. Și mi-au luat actele, desigur că erau cam supărate fetele de acolo. Și nu v-au ascultat cum cântați măcar. Nu, 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 dar și ele mi-au spus, mâine la ora 12 consultație și la ora 2 examen. Aha. Și am venit la două zile la ora 12 și era un profesor, Sergei Dmitrici Oskolkov. Și mă întreabă, ce ai să cânți? Dar eu eram, mie îmi părea că eu știu totul, știi? Și zic, ce vrei? Ce vreți? Dar el zice, e bine, hai cântăm ceva. Și am început să cânt, eu mă gândeam că e foarte complicat de cântat Bunui vinul Giurgiuliu. Că acolo, Bunui vinul Giurgiuliu, diri, 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 da, diri, 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 e greu de fapt. Da, 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 da. Și am cântat asta. Și, dar mai știi ceva? Zic, m-am gândit că e ceva mai patriotic. Și zic, știu, da, un cântec, Ilenuță e tractoristă, cea mai bună fată din colhoz. Ok. La ora două, la examen. Am ieșit pe scenă și probabil că mi-a ajutat ceea că mi-era ori tot una, știi? Uh-huh. Și era nu, o... Nu aveți trac, nu aveți... Păi da, în sală erau vreo 12 profesori, comisie, știi? Și se uitau așa la mine, era unul, domnul Gurov, care se uita prin doi ochelari, știi? Și eu am cântat, am început să cânt Bună Vino Giurgiriu și am cântat o strofă și m-au oprit. Am cântat, am început al doilea cântec și numai o strofă și m-au oprit. Zic că e... Gata. E gata, da. Dar ei știau că asta se repetă și nu mai aveau timp, știi, să asculte chiar șase cuplete. Da, da, da. Și am plecat.
Am venit să-mi iau actele și dumneata a trecut la turul 2. Și așa a fost, turul 2, turul 3 și pe urmă mi-au dat cămin și... S-a pornit marea... S-a pornit... Eu nu știu, Andriușa, nu, sincer îți spun, nu știu cum procedam dacă îmi spuneau că am să cânt o operă. Pentru că eu am venit de la țară. Eu, opera, când cânta la radiourile cele care erau la bucătărie... Închideai radio. Închideam, eu ascultam muzică populară, muzică de stradă. La noi, nu știu de ce, dar la Criva se cânta, acum nu mai are cine cânta. Se cânta romanțe mai mult. Uh-huh. Tatăl meu, eu de la el l-am învățat. De ce m-ați dus de lângă voi? A plecat un tren din gară, mână, birjar. Niște capodopere. Și de atâta, probabil, și am păstrat această dragoste față de romanță. Că la noi se face festivalul ăsta Crizantema de Argint și eu întotdeauna sunt acolo pentru că asta este probabil prima dragoste de arte din muzică, existența. Dar am început să fac canto și cu încetul am intrat în acea mare artă. Asta este o artă foarte mare. Și eu vreau să spun sincer că nu mi închipui eu acum dacă nu intram în acea mare artă. Și acum la tineri le spun că foarte mulți nu ne place opera, nu ne ducem. Și eu le spun, zic, duceți-vă o dată, duceți-vă de două ori, duceți-vă de trei ori și a patra oară o să vă placă. Pentru că asta e părerea mea. Arta mare, arta cea și chiar cultura cea mare și literatura și pictura cea mare, ea nu se înțelege, nu se sesizează de la început. Trebuie să trăiești. Să ajungi spre ea. Să ajungi, da. Și pe urmă eu mi-am dat seama că noi făceam o mare greșeală când spuneam că nu mă duc la operă că nu înțeleg. Și pe urmă mi-am dat seama că asta nu trebuie de înțeles. Zic, dar nici eu nu înțeleg. Dar ce înseamnă să înțelegi? Dar ce, dumneata, înțelegi muzica populară? Asta nu se înțelege, este o pictură, da? Când îl vezi pe Monet, Manet, ai o impresie absolut alta decât Rembrandt sau Botticelli, dar asta este, și nu trebuie să te strădui să înțelegi. Și nu trebuie să te căznești, să-ți pui întrebări, că eu nu înțeleg nimic. Nu, asta e totul la simț. Și la nivel de subconștient. Noi multe lucruri chiar nu le înțelegem de ce e așa. Știi? Ne dăm întrebări, dar de ce e așa? Pentru că e așa. Sigur că opera acum are o perioadă de schimbări drastice. S-a pierdut, nu știu de ce, dar cu timpul, de acum eu de acum de 50 de ani în operă, adică eu 40, da, aproape 50 de ani am cântat. Eu numai în România, în toate operele din România, acum Academia de Știință a făcut o carte și s-a extras toate spectacole. În România am cântat 328 de spectacole. În timp de 20 de ani, adică în toate operele, că în România sunt 6 opere, acum de cum este așa, 7 la Galați. Uh-huh. În toate am cântat foarte mult. Ca și acolo. Invitat. Ca invitat, da, desigur. Rol. Eu am fost invitat cam mult și în Germania, și în Franța, și în Spania, și peste tot. Când ați fost ultima dată la Teatrul de Operă și Balet din Chișinău? La Chișinău? Eu nu mai sunt, nu mai activez la operă de acum de vreo aproape 10 ani. Și în acești 10 ani am fost numai o dată. Un elev de-al meu
Dumitru Mâțu. M-a convins că trebuie să-l ascult în operă. Și pe urmă, ascultându-i pe băieții ăștia care ei, Mâțu, Slavic, Timofte, ăștia sunt toți de la, din ansamblul ăsta. Care, Sonores. Ei acum sunt soliști la operă și ei, și acea anișoară Cernicova care a învățat la mine, și Lilia Istrate, și acum e imposibil să-mi aduc aminte chiar acea frumoasă Tanasiciuc Natalia. Natalia, da. Da. Și pe urmă mie mi-a părut rău că eu trebuia să mai rămân cu ei. Să introduc eu în ceea ce eu am făcut. Dar probabil că a fost altceva. Acolo a fost o istorie de politică. Știu că a fost o istorie tristă și ați plecat de da, pentru că acolo. Nu, acolo era problema. Eu nu accept, eu probabil sunt naiv, eu nu accept căderea nivelului. Uh-huh. Știi? Cât eu am muncit la operă, era problema că nivelul trebuie să fie la menținut. Și pot să spun că până în 90 opera din Chișinău era una din cele mai puternice opere din partea asta. Noi am avut la Sankt Petersburg spectacolul Norma. Păi au rupt ușile, era poliția pe cai călare, era o nebunie, pentru că noi aveam în repertoriu spectacole care nu mergeau nicăieri, știi, și era foarte interesant. Dar cu timpul s-au început lucruri de culise. Culise și eu cred că în artă niciodată nu trebuie să fie prezentă politica. Pentru că ea încurcă ițele. Se încep intrigi. Ai, dar teatru fără intrigi nu există. Nu există teatru. Vezi care, când zice cineva că voi faceți teatru, dar teatru este, cum a spus Shakespeare, noi toți suntem actori și viața este un teatru. Da, da. Numai că slava Domnului, eu întotdeauna am fost, nu m-am ocupat cu treburile astea. Eu m-am ocupat cu meseria, da. Și odată la un interviu m-a întrebat o domnișoară, dar cum duceți dumneavoastră toate titlurile astea? Le pun în geantă și... Eu am rămas un pic uimit și zic că, dar știi ce? Că eu niciodată nu le-am căutat, nu le-am așteptat. Eu mi-am făcut meserie, ele vineau de urma mea. Ca o confirmare? Dacă am făcut câteva concerte la Parma, unde patria lui Verdi și da. Am primit medalia Verdi pentru propagarea muzicii internaționale. Uh-huh. Da, bine, dar asta nu era celul. Acum e mai interesant, Andrei. Acum vin la mine să le semnez recomandări că vreau să primească titluri. Uh-huh. Și nu de mult a venit un băiat și zice, eu zic, dar dumneata ce faci? Zice, eu cânt la flaut, nu știu. Și la naie, da, mă zic, ok. Dar unde cânti? La concert, așa. Păi zic, în primul rând trebuie să-ți dea recomandări cei care unde tu muncești care undeva. Te cunosc, care te cunosc, da. Pentru că... Și chiar i-am spus, zic, măi, dar nu-mi blat-o cu treaba asta. Pentru că nu e bine, știi? Trebuie să
Eu, de exemplu, și i-am spus că era și o lege când erau 15 ani de muncă, trebuia să fie, și după 15 ani de muncă... Aveai, puteai pretinde la... Nu era pretinde, dar trebuia să fie și în alt nivel artistic, interpretativ, și atunci se discuta problema. Mă uit în timpul aleargă, mă uit în fotografiile acestea, una mai frumoasă decât alta, este una care mi-a atras atenția în final, una dintre cele mai modeste ca și calitate fotografii, dar foarte grăitoare. O fotografie, iată aici, îl văd pe maestru Sulac. Știu că sunteți printre puținii... Și mai sus e autoarea cărții. Mai sus este autoarea acestei cărți, iată, dacă se poate să... Doamna Emilie Pânzari. Știu că ați fost, iată-l pe maestru Sulac, știu că ați fost într-o relație de prietenie foarte apropiată cu maestru Sulac. Și ați putea povesti multe despre el. Sunt și fel de fel de situații, de anecdotă legate de relația voastră. Pentru mine el a fost și rămâne o enigmă, pentru că era băiat, el nici școala n-a terminat, el avea vreo 8 clase numai. Și a venit la Chișinău și l-au luat la Doina și a devenit Sulac. Dar, sincer, eu să spun, enigma lui pentru mine, eu am fost și după hotare cu dânsul, eu eram pur și simplu uimit în Danemarca. Aveam un concert și îți dai seama, cântă Sulac și după ce el cântă, se ridică publicul. Neînțelegând ce cântă el. Dar eu pe urmă mi-am dat seama că pentru noi, pentru, vezi, fiecare om al nostru moldovean, noi acum cam ne-am încălcit cu treburile astea, suntem moldoveni sau români, dar noi totuși suntem moldoveni, chiar dacă suntem români, știi? Și orice om, el cântă în suflet. Cântă el pentru că se duce la cosit, se duce la lucru și undeva îi place o melodie, da? Dar e rușinos să o cânte, el se rușinează, el poate să... Ei pot să o cânte numai atunci când se întâlnesc... Mornă sub nas. Da, se întâlnesc la un pahar de vin și atunci pot să o mai cânte. Atunci se dezleagă limba, da. Și uite care este enigma lui Sulac. El vine și cântă cântecul așa cum moșul îl simte, îl mârâie. Dar el îl aduce exact așa cum el își închipă. Trăiește el. Da, absolut. Ca și cum ar cânta din interiorul cântecului. Absolut. Din interiorul sufletului. Și când se întâmplă, vezi că legătura asta cu publicul asta este o mare enigmă. Când se întâmplă treaba asta, pur și simplu publicul e nebunit. Da, el reacționează la nivel de emoție. El a scris și o romanță pe versurile lui. Și eu am cântat-o odată. El m-a rugat să o cânt. De ce atâta răutate vorbesc de mine că eu sunt rău, dar eu totuși sunt un băiat bun, nu știu cum așa, în stilul ăsta. Și el pur și simplu... După părerea mea, n-a fost înțeles până la urmă, dar el nici n-a putut să înțeleagă pe dânsul singur. Deci, pentru că... Ei, tu singur participi la spectacole, eu te-am văzut foarte interesante spectacole, inteligente la Național. Și știi că scena este o nenorocire, este un opiu. Da. Este foarte greu să te duci, pentru că magnitul ăsta a artei, el te
te ține așa, te atrage. Și eu de mult am înțeles un lucru că, nu știu, părinții m-au învățat sau eu am citit foarte mult, Andrișa. Eu și acum stau cu două cărți alături. Una o citesc și mă satur de una și încep citesc alta. Eu am știut că totul are un început și are un sfârșit. Și mie mi-a plăcut frazele, de exemplu, marele Nicolae Herlea, ai auzit acest nume, de era solist, adică era cântăreț în lume. Și eu când cântam la București, el era după culise și zic, maestre, de ce stai după culise? Deci mie îmi place să te ascult mai aproape. Și fraza lui era că mai bine să le pară rău că ai plecat decât să le pară rău că mai ești. Că mai ești. Sau mai era că mai bine să pleci cu 5 minute înainte decât cu 5 ani mai târziu. Așa. Dar Nicolae n-a fost gata. N-a fost gata de plecat. El a avut un concert, nu era bine, nu era cam răcit și n-a fost așa cum el îl simțea și retrăia e fantastic, pentru că el s-a învățat că toată viața la dânsul aplauze, așa, da, emoții. Dar cu încetul, știi, vocea e ca un fel de peliculă, ea se șterge. Prinde rugină. Nu prinde rugină, dar ea se demagnetizează, pentru că e mult folosită, nu? Mm-hmm. Și rugină atunci când taci, atunci ruginește. Probabil. Și el a retrăit foarte mult. Eu m-am străduit să-l bărbătez. Vorbeam în fiecare zi cu el și după acel reboot, să zicem. Dar n-a fost, pur și simplu n-a fost ca întotdeauna. Stare mai... Mai mult el simțea decât simțea publicul. Și după două săptămâni a murit. Asta macină foarte tare sufletul omului, mai ales artistului. S-o fi speriat că aici e sfârșitul și el nu era pregătit. Da, dar și atunci moral trebuie să fie întotdeauna gata. Vezi...
Eu am avut și prieteni foarte, foarte, foarte faini care mi-au dat și exemple fantastice. Victor Ciutac a fost un mare prieten al meu. El doar din Șerăuț. Este deal de la mine și eu am fost și la nuntă și la toate. Profesorul meu de artă a actorului. Da, a fost un om foarte interesant, specific în felul lui. Dar, enigmatic. Enigmatic, da, interesant. Și, bine, același Grigore Vieru, care noi îi ziceam Grig, care ne întâlneam în fiecare dimineață, el locuia vis-a-vis de mine și el îmi sună, eu ies și eu tot ieșeam și mergeam, i-a cumpărat ziare, pentru că mie îmi place foarte mult un cătren din ultimele poezii a lui Grigori, atâtea vorbe și minciuni, atâtea seci promisiuni, de ce ai dat, Doamne, grai la om, dar nu la floare și la pom? Fantastic! Fantastic, pentru că se vorbește foarte mult, se vorbește foarte mult aiurea. Adică eu în general, între ceva s-a întâmplat cu noi. Noi suntem mai distanți, suntem mai aici mai calculați, nu este calculat, este probabil a început să se evidențieze Eul și cel mai mult nu mi-a plăcut în viața, Andriușa, răutatea și să am grijă întotdeauna că cineva ceva o să vorbească, dar eu zic că eu știam tot timpul că dacă ești în frunte, trebuie să te... Dar erați întotdeauna victorios. V-a afectat răul? Eu aveam impresia că întotdeauna mergeți răzbiți ca și corabia, valul îl taie. Da? Da, gelozia, da... Invidia. Invidia este o calitate foarte proastă a omului. Pentru că eu acum pe studenți să-i învăț, zic, mă, voi să știți că 4 ani cât eu vă învăț aici, eu o să vă critic. Ca pe urmă să vă laude publicul. Mm-hmm. Nu să vă laud eu aici, că, ce bine cântați și o să ieșiți și publicul, a zis, băi, dar... Și cu dâns. Și să știți că o să fiți tot timpul criticați. Și invidia este cea mai nenorocită calitate a omului, pentru că, uite, când spectacol, da? Împrejurul, după culise, stau diferiți inși, care lucrători și nelucrători și trecători pe acolo, da? Și știi când e interesant pentru dânsi, atunci când n-ai făcut cum trebuie. Când ai chixuit undeva un cucuricu sau ceva... Radiază. Bă, asta ei așteptau. Asta îi alimentează. Și asta aveau... Asta este sindromul omului complexat. Aveau despre ce vorbi. Păi da. Dar dacă era totul bine, da. Da. Plicticos. Adică și... Dar invidia este o boală grozavă. Trebuie să consacrăm invidiei o temă aparte. Da. Dar cum cântă ăsta, Don Basilio în Barbero din Sevilla, invidia se mărește și pe urmă explodează și mie mi-a plăcut... Eu am învățat la Scala, la
profesoara, mi-a fost o profesoară fantastică, o mare, mare cântăreață din trecut, Gina Cinia, care l-a cunoscut pe Șaleapen și ea îmi povestea cum cânta Șaleapen aria asta în spectacol. Pe el întotdeauna o cânta de două ori, adică nu era caz să nu biseze. Uh-huh. Și l-au preîntâmpinat să nu mai biseze, pentru că se lungește spectacolul și se termină pe la 1 noapte, știi? Și, bine, el a cântat, odată. A spus că dacă mai repetă, se rup contractul. Taie contractul, da. Da, da. Și el a cântat și atunci, dar trebuie să știi scala. Nebunie, s-au ridicat toți, dirijorul nu mai știe ce să facă, a pus bagheta și 5-10 minute aplauz. Și el stă pe scenă și nu știe ce să facă, știi? Dar după scenă, Don Bartolo, la care el îi spune, îi povestește toată treaba asta despre invidie, se bagă de frică sub masă. Și uite care este șmecheria lui Șaleapen. El se pleacă și zice, băi, tu ai înțeles? Și se uită la dirijor, zice, maestru, el nu a înțeles, încă o dată. Și atunci l-au iertat. Dar astea sunt șmecherii de... frumoase istorii din culisele operei. Da, uite, când eu pot să-ți povestesc, de exemplu, despre cum se poartă publicul. Mie mi-a plăcut cel mai mult, nu știu dacă îți poți închipui, în Anglia, e un public foarte reținut și nu se mișcă nimeni, adică să mai discute despre ceva sau încă cu tot mai mult să desfacă o bomboană ceva. Și dacă le place tare, tropăie. Și îți dai seama când tropăie o sală în picioare, ceva senzație fantastic. Senzație extraordinară. Da, da, da. Eu sunt sigur că maestrul Munteanu a fost și aclamat și aplaudat și tropăit, pentru că ați avut un parcurs profesional extraordinar. El a trecut acum în altă fază, dar scena vă duce dorul, categoric, și eu sunt sigur că cei care vor găsi această carte în librării, eu, spre marea mea bucurie, eu am cu autograf de la maestru și asta mă onorează, să păstrez această carte la loc de cinste alături de alte cărți ale altor personalități care mi-au lăsat autografele lor, inclusiv Grigore Vieru, inclusiv Ion Vatamanu. Iată autograful maestru. Maestre, cale lungă acestei cărți. Câte cărți sunt despre Munteanu scrise astăzi? Aici, eu ce am venit să mă laud? Nu, nu trebuie să te laud, să-mi spui. Pentru că eu am mai zis cazul ăsta, că în America eram, am intrat într-o librărie, era o cameră specială numai cu cărți despre Marilyn Monroe. Despre ce vrei, despre câinele ei, despre vecinii, despre vesela ei, despre pantofii, despre amanții, despre o carte numai cu cărți despre ea. Și eu ziceam, dar ce așa mare... Uite care este problema. La toate treburile astea eu mă uit foarte normal. Uh-huh. Pentru că pot să spun și un secret. Eu am aproape o carte a mea scrisă în masă, care o scriu eu. Manuscris. Care eu o scriu. Mm-hmm. Autobiografică? Pentru că și este și istoria teatrului care eu am trăit-o și mi-aduc aminte de mulți care acum nici nu-și dau seama cineva că au mai fost ei cândva, știi? Cel Bașcatov, Bore Raisov, niște fantastici. Titani. Titani, da. Dar nu știu de ce pe mine tot timpul asta, că aia și la ce și pentru ce. Dar sunt scrise de acum, îmi pare că vreo 6 ori 7 cărți diverse.
De câte ori am așteptat o șoaptă de răspuns, o zi din viață să-mi fi dat, o zi mi-era de ajuns. Asta carte e interesantă pentru cei care sunt după culise, știi? Că acolo, aici nu se vorbește despre, despre interpretare, despre roluri mai mult, dar se vorbește mai mult. Ea vrea să știe, autoarea a vrut să știe gândurile mele despre viața de toate zilele. Viața, despre parcurs, pentru că noi, de fapt, când mie îmi spunea, tu ești artist, zic eu, măi, eu sunt artist pe scenă, dar așa sunt om ca toți oamenii. De multe ori chiar, cine îl face pe rege? Rege? Curte. Da, curte. Și atunci mergi pe stradă și se apropie o doamnă, zice, dar se poate spun mâna pe dumneavoastră.
legendele se fac, dar eu întotdeauna m-am gândit că e bine că pot să stau de vorbă cu oamenii, pot să le povestesc ceea ce ei de multe ori gândeau altfel. Eu, de exemplu, sincer să spun că eu fac o diversitate între actor și artist. Noi cu tine suntem actori, dar artist trebuie să fie oricine, dacă are o meserie bună. Un pedagog trebuie să fie artist. Artist în domeniu, da. Un medic, dacă e bun artist, e foarte bun medic, știe a asculta sufletele. Președintele trebuie să fie un artist. Pentru că e la cuvântul artis, grecesc, arta de a fi. Uh-huh. Dar noi uităm tot timpul de cuvântul artă. Și legăm acest talent doar de oamenii pe care îi vedem în scenă, în rol. Da, sau... Dacă ai observat, la noi foarte multă politică împrejurul nostru și pe mine știi, eu nu mă ocup. Ai observat că eu în timp de cât suntem, 30 ceva de ani, eu nu m-am... Mă chemau, vină să fii, hai maestre, să fii între noi. Zic, băi, mie mi-a dat un titlu a poporului, zic, dar cui voi sunteți, eu nu știu. Și asta îmi face un scut, știi? Dar eu n-aud, și mă doare, asta numai, cel mai mult mă doare, n-aud cuvântul cultură. Nu se vorbește despre cultură. Și ar trebui să înțelegem că nu există o țară fără școală bună, fără sănătate și fără cultură. Poate e invers. Nu știu, când ai să treci pe... Eu locuiesc pe Iorga, Nicolae Iorga. Știu. Și când ai să treci pe lângă acolo din Ministerul Culturii acum, ei au pus bustul lui Nicolae Iorga, nu e în parc, în alee, dar e aici. L-ai văzut. Da. E scris pe bustul lui, numai că foarte slab se vede. Și i-am rugat, zic, mă, scris-mă cuvintele astea cu aur. E scris că un popor fără steagul culturii devine gloată. Și asta este pericolul care ne paște. Trebuie totuși să avem cultură, pentru că de la cultură se începe totul. Se începe și economia, și relațiile, și totul este din cultură. Absolut. Cultură. Și dacă eu, da, vezi că eu când încep să vorbesc despre asta, păi lumea crede că eu îi chem la teatru. Zic, dar nu e numai decât să mergeți la teatru, să fii un om cultural. Dar este și un om care se duce preventează, la... Preventează care teatru. Care este interesat de ceea ce se face și în artă. Sigur. Eu țin minte, vezi că fericirea mea a fost că de la începutul începuturilor opera a fost în Teatrul Național. Da, da. Noi da. Nu aveam clădiri și vreo 9 sau 10 ani eu am lucrat în Teatrul Național, adică 2 săptămâni era opera și 2 săptămâni era drama. Pentru actualmente și teatru veneam la spectacolele dramei și îl vedeam pe Constantinov, pe Plațintă, pe Știrbu, pe Ureche, cu vocea lui extraordinară. Dar e imposibil să... Domnica Darienco, care era și a fost vecina mea, noi am locuit într-o casă. Și uite cum suntem noi, 20 de ani după ce a plecat de pe scenă, nu vinea nimeni. N-a trecut paragul nimeni. Noi ne duceam cu soția, îi mai aducem ceva așa și pe urmă mă durea sufletul că când s-a stins din viață, au dus-o la teatru și au început să vorbească. Doamne, da. Mare actriță a fost. E de mare, dar a fost o mare actriță. Păcate mai sunt asemenea cazuri. Și asta este, Andriușa, asta este școala vieții. Școala este școala de a fi. Zic, de a fi om, pentru că
în primul rând trebuie să fii om, trebuie să ai... Și la noi, nu știu de ce, în limba noastră, noi nu avem cuvântul soveste. Cum e în limba noastră cuvântul soveste? Noi spunem obraz. E bine, obraz are fiecare. Rușine. Dar cuvântul ăsta ar trebui, așa cum în soveste din rusește, dar și cum în limba rusă, ei n-au cuvântul dor. Da. Pentru că cel mai frumos cuvânt care noi îl simțim este dorul. Dorul de casă, dorul de prieteni, dorul... Noi întotdeauna ne-i dor cu tine unul de altul, nu? Da, da. Și, chiar mi-e dor întotdeauna. Și pe din păcate ne întâlnim prea des, știi? Mai este... prea rar, așa zice, des în ghilimele. Mai este cuvântul sodad în limba insulelor Cabo Verde, Capului Verde, care are semnificația dorului nostru. În limba asta, jumătate creolă, jumătate portugheză, Capului Verde. Maestre, să ajungem, când scoateți cartea autobiografică? Mă mai gândesc, Andrușa, mă gândesc. Da, ei, la urmă o să rămână și ei, o să găsească pe urmă și o să editeze. Eu sunt ferm convins că o să studieze pe urmă și metoda mea de a învăța pe studenți, pentru că știi care este rezultatul unui profesor, este cei care sunt în scenă. Dacă ne uităm la Teatrul Național acolo, aproape toți soliștii au ieșit de la mine, știi? De acum sunt artiști ai poporului, Iurie Gâscă, mulți. Uh-huh. Și asta este bucuria mea și asta este într-o măsură în care cineva îmi spune, dar ce trebuie să-i zic? Bă, dar eu nu mă duc să-mi primesc salariul acolo. Zic, eu mă duc că asta este prelungirea vieții mele. Este prelungirea mea ca artist. Eu mă dăruiesc lor. Eu când încep să le povestesc totul, cum se face un spectacol, cum se interpretează aria asta din spectacolul ăsta și dacă îi pun să citească tot despre Don Carlos, să citească istoria lui Filip și așa. Astea sunt lucruri care îl face pe om. În primul rând om și pe urmă artist, actor. E o altă fațetă a profesiei. Da. Pentru că nu sunteți în scenă activ, sunteți în culisele scenei, poate într-un rol mult mai important astăzi. Dacă te dedai, dacă ești cinstit în primul rând în fața ta, da, este rolul principal oriunde. Uh-huh. Pentru că tu m-ai întrebat de cărți. A ieșit acum o carte, o elevă de-a mea, adică ea e multă termenă, Lenuța Nestreanu. Ea este tot de la mine, tatăl ei de la mine din sat. Ea a devenit doctor în artă, a scris manuscris despre mine. Și eu m-am revoltat foarte tare când s-a început toată istoria asta, dar la Academie de Muzică era un om foarte deștept, Axionov, Vladimir Axionov, care m-a convins că zice, Mihai, nouă ne trebuie să accentuăm toate operele naționale care tu le-ai cântat, pentru că despre ele nu se vorbește. Nu s-a scris. Este a fost opera Glira de Gheorghe Neagă, ficiorul lui Ștefan Neagă. Este opera, eu am cântat opera Petru Rareș de Caudela, mare compozitor moldovean de dincolo, da?
Gershwin, compozitorul Gershwin, care a lăsat o amprentă mare în cultura noastră. El a scris operă care mi-a consacrat-o mie. Și uite că mi-a sărit din minte. Monument este la Rășcanu, la Botanică. Spune-mi. Îmi stă și mie pe limbă. Da, și de atâta ea a trebuit să... Ei au vrut să scoată la discuție toate treburile astea, toate... Și când a fost discuția asta ultima, da, ea și-a dat... Așa, erau de la Academie de Științe apărarea, da? Și era o doamnă de la Academie de Științe și spune, zice, că dumneata ai scris, noi am citit foarte atent și chiar vreți să-mi spuneți că domnul Munteanu n-a avut niciun rebut? La care ea zice, ea s-a pierdut. Dar eu eram de față, eu nu mă gândeam să vorbesc, știi? Zic, la întrebarea asta vă răspund eu. Nu vă supărați, dar eu vă spun că eu când simțeam că e posibil să fie rebut, nu ieșeam în scenă. Pentru mine asta a fost o responsabilitate mare. N-aveam dreptul. Mai ales când de acum ai devenit titlul rău, da? Când am primit titlul de artist al poporului din Uniunea Sovietică, asta de acum era culmea, și când am venit la Sankt Petersburg la un spectacol, îmi tremurau genunchii pentru că era scris peste tot felicitări, așa. Eu trebuia să coincid, să țin nivelul ăsta, știi? Asta este. Și atunci el a spus că dacă m-am străduit eu întotdeauna să fie, și e vorba despre Sergei Lazo, care era greu să-mi aduc aminte. O operă foarte mare și foarte interesantă, dar noi cu Sergei Lazo am deschis opera care acum funcționează. Când am plecat când s-a construit teatru de operă și balet. Păi, noi am... Primul spectacol a fost Sergei Lazo, la deschidere. Dar nu se prea joacă astăzi opere ale compozitorilor noștri pe scena teatrului liric. Nici chiar Luceafărul nu se mai cântă, nu se mai joacă. Luceafărul, da, baletul nu se... Acolo sunt probleme. Probleme, probabil... De management? Noi suntem pur și simplu schimbarea care s-a întâmplat în general în arta asta de opere și nu numai. S-a întâmplat, s-a pierdut foarte mult din ceea ce se făcea și au apărut, acum este opera regizorală. Regizorii își fac de cap, adică fac dintr-o operă ce vor ei, știi? Și asta este foarte, foarte, nu știu cum. Îți dai seama, eu am văzut... Am privit un spectacol Carmen unde Don José iese în scenă pe motocicletă. Sau o Traviată unde în scenă nu este nimic. Dar compozitorul Verdi, care a scris o sumedenie de perle, da. El a văzut, de exemplu, în Traviata, el a văzut toată istoria și toată modalitatea de a trăi pe vremea aceea. Și el redă în muzică, în totul este... sunt niște lucruri care... Și acum este la modă show-urile, adică opera
Opera clasică în opera, accepția clasică. Bine, bine, opera clasică, eu am prioritate, eu mi-am, prima ce îmi trebuie mie, îmi trebuie două canale de opere, care eu le văd permanent. Și câteodată mă... Îți pui întrebări. Sunt niște lucruri, adică sunt lucruri... probabil că regizorii au încercat acum să facă niște spectacole. A început cineva în Slovenia, a început să explice că lumea se duce mai mult la show. Ei mai, lor le place mai mult să vadă decât să asculte. Caracterul excentric al reprezentației. Da, și când se încep treburile astea de... Știi, dacă vezi un Evgeni Onegin, da? Pușkin și Tchaikovsky. Și iese Onegin în chipiu și în French de la KGB. Pentru că așa se vede, așa se vede poziția zilelor de azi. Un compozitor, dacă e din Rusia, dar ce are KGB-ul cu Tchaikovsky, știi? Sunt niște lucruri foarte bizare, stranii de tot, care nu ajută. Ei resping. Depărtează. Ei resping, da, pentru că eu spun că foarte mulți cunoscuți care veneau la operă, eu pot să spun istoria tatălui meu. El prima dată m-a auzit în Ciocosan, cu Bieșu. Și când a venit după culise, eu eram foarte curios ce o să spună, știi? Parcă acum îl văd cu cușma în mână și zice, băi, dar greu lucru ai. Dar noi întotdeauna cu tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, vorbeam foarte leger, știi, nu... El avea umor. Umor... Mustea de umor. Fantastic, da. Și zic, ce-i greu de cântat, tată? Ce zici că e greu? Păi nu, zici, băi, dar cum tu ții minte toată treaba asta? Pe urmă, a ascultat opera Paiații. N-a comentat, n-a spus nimic. Asta a fost la 50 de ani ai mei. A fost spectacolul unde l-au adus prietenii de la țară. Și s-a întâmplat așa că el a mai ascultat opera Bal Mascat. Dar Verdi a băgat mă iers de fraza asta, în opera asta, atâta muzică că este imposibil să... înnebunitoare. În muzică la orice pas, muzică faină. Și el a ascultat opera și zice, ia că asta da. Și atunci, încă o dată m-am convins că nu trebuie de înțeles. El, lui a plăcut. Te duci să deschide sufletul și percepe cu sufletul, da, ce se întâmplă. Sigur, el a simțit absolut cu și nu te căzni dacă nu ai înțeles ceva. Dar de ce înseamnă să înțelegi? Să le aranjezi acolo, aha, astăzi ducem, asta face asta. Eu din motivul ăsta foarte rar mă duc la teatru, pentru că eu văd cum se face teatru. Uh-huh. Știi, când omul simplu când se duce la teatru, pentru dânsul e... Nou. E poveste, da? Totul cu decoruri, chestii. Dar eu când mă duc, eu știu cum se face treaba asta. Și pentru mine nu e interesant, știi? Dar atunci când joacă bine, eu... Unde? La Națională. Am văzut un spectacol, Ana Karenina. Eu am înnebunit. Eu am înnebunit. Nu știu cine, am dat. Și îl explică foarte fain de ce s-a aruncat sub tren. În timpul spectacolului, pe scenă sunt vreo 4-5 tipi în sur, în pălării, care mișună tot timpul. Și... Asta o nimicit-o.
opera care eu am cântat-o, opera Dama de Pică. Îl fac foarte mulți pe German, îl fac nebun deodată. El nu e nebun, el e un băiat foarte, foarte simplu, dar a vrut să facă bani la urmă ca să poată să fie la nivelul Lizei. Da, oamenilor din societate. El nu e nebun, dar el tot timpul, și asta foarte puțin care observă, tot timpul în scenă sunt trei tipi care tot timpul spun că tu ai să pățești de cele trei cărți. Și la un moment dat zice, dar ce vor ei de la mine? Asta este ceea ce noi vorbim cu tine, despre invidie, despre pismă, despre toate chestiile astea de ură. Societate și cu atât mai mult, știi, de la început mi-era foarte greu, pentru că noi, și tu ești de la țară, nu? Da. Și pentru mine era cel mai greu, mai grea întrebare. Ce o să zică lumea? Noi de acum aici la oraș ne-am cumva ne-am închis în, da. În cotețele noastre, dar la țară este obiceiul ăsta de a fi totuși, de a avea obraz, de a fi cu minte, de a fi... Soviste. Soviste, da, și cum se spune, zici că e ficior de gospodare. Maestre, timpul a zburat atât de repede și am impresia că noi am mai putea să continuăm această discuție. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc, în primul rând, că sunteți. În al doilea rând, că sunteți parte din istoria acestei țări. Și nu vorbesc cuvinte mari, că sunteți parte din cultura acestei țări, din trecutul acestei țări și prezentul ei. Vă mulțumesc din suflet pentru că contribuiți și în continuare să educați tinerii noștri, să-i creșteți profesioniști. Așteptăm cartea autobiografică și vă mai așteptăm aici în studio, să mai stăm de vorbă. Mulțumesc mult, Andrușa, mulțumesc. Știi, 19 ani trăiesc mulți, dar 80... Mai puțin. Mai puțin. Da. Și pur și simplu este... Câteodată așa vine o tristeță când te gândești că... Normal. Mai puțin a rămas decât a fost. Ei, da, întrebarea sau această dilemă poate și-o pune oricine. Nenorocirea știi care? Că Dumnezeu ne lasă tineri în suflet, dar ne ia puterea. Uh-huh. Și eu să spun că eu mă simt de 20 de ani. Copiii mei, adică studenții, ei se uită la mine înnebuniți. Zic, voi mai bătrâni decât mine sunteți. Știi, cât mă simt de 20 de ani, până nu mă uit în oglindă. Aruncă oglindele din casă. Nu, dar cineva, eu am citit o poezie, că acum sunt foarte, foarte rele oglindele. Da. Cândva erau oglinzi mai bune. Mai bune, corect. Oglinda mea, sunteți voi, sunteți publicul drag și oamenii care mă întâlnesc pe stradă și eu vorbesc cu toți întotdeauna, ei se bucură, îmi spun la mulți ani să trăiți și eu le spun să trăiți și voi. Ei se opresc, zic, da, dar eu fără voi... Da. Nu, și de atâta chiar și la cei care ne aud, le doresc multă, multă sănătate și ție îți mulțumesc pentru invitație și să mai stăm de vorbă, pentru că avem despre ce. Noi cu tine avem despre ce vorbi. Acele plasturi de cultură care trebuiesc aduse. Da, și trebuie să vorbim despre ele mai mult. Și nu doar noi. Da. De fapt, trebuie să se vorbească mai mult despre cultură. O să mai vorbim, Andrei. O să mai vorbim. Eu îți promit. Sănătate. Numai bine. Sănătate.
extraordinarul maestru Mihail Muntean, astăzi invitatul nostru la Vocea Basarabiei, cu prilejul acestei cărți despre viața din culise a maestrului Muntean. Rămâneți și în continuare cu Vocea Basarabiei. Câte ori mi-e teamă, mi-e dor de mama. Mea. Dragi prieteni, sfintele sărbători ale Învierii vă aduc la Vocea Basarabiei Spiritul Pascal prin intermediul unui colectiv de toată splendoarea, ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Urmând îndemnul lui Hristos să ne bucurăm, vă îndemnăm ca în ziua Sfintelor Paști să retrăiți împreună cu noi bucuria Învierii, bucuria învingerii morții prin jertfa lui Iisus. Un program de cântece folclorice pascale, cântece de bucurie, de lumină, de viață, cu amintiri și reflecții de sărbătoare, cu membrii ansamblului etnofolcloric Plăieșii, în frunte cu extraordinarul Nicolae Gribincea. De sfintele sărbători pascale, bucură-te de viață cu Vocea Basarabiei. Floare, florile, florile. Ne urmăriți duminică, 5 mai, la 7 dimineața și pe 6 mai, la ora 13. Iar printre sărbătorile neordinare ale acestei zile, vă amintim de ziua fenomenelor paranormale, ziua meditațiilor în grădina înflorită, dar și de ziua autorilor anonimi, toate marcate în America. Ziua pozitivismului din creier ne îndeamnă să alungăm din cap toate gândurile urâte, iar ele pot fi izgonite doar cu atitudine pozitivă, calm, spirit și dragoste de viață. Azi mai este ziua internațională a tubei, acesta fiind pentru neștiutori un instrument muzical de suflat, confecționat din alamă, care scoate cel mai de jos sunet din registrul muzical. Iar prin apariția sa, tuba a încheiat crearea orchestrei simfonice, lucru care s-a întâmplat circa 200 de ani în urmă. 3 mai este și ziua celor care preferă, câteodată, să încalțe pantofi, sandalete, ghete de diferite culori. E sărbătoarea lor astăzi. Experimentul acesta l-a desfășurat pentru prima dată designerul nipon Titosă Albă, care și-a încălțat modelele cu pantofi diferiți pe podiul anului 2018. Mai devreme, însă, îmi amintesc, Helena Bonham Carter a apărut la festivitatea Globului de Aur într-un pantof de culoare verde și altul roz. Până la urmă, ce contează de ce culoare ți-s pantofii? Important e frumos să-ți fie sufletul și gândurile. Pe curând! Partener general, satul German. Acest program conține plasare de produse.